Completăm planul cincinal în doar 5 minute aici la Euronews România și discutăm cu istoricul Adrian Cioroianu în această dimineață despre nostalgia comunismului în rândul tinerilor. Bună dimineața, domnule Cioroianu, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața, e o plăcere, e un subiect foarte, foarte simpatic. Cum ne explicăm, domnule Cioroianu, ce, până la urmă, să dezbați idei nu este greșit. Greșit este să adopți ideologii fără să le cunoști și să le consideri benefice atunci când știm foarte bine că ele nu sunt așa. Eu aș simplifica puțin spunând că, pe de o parte, este semnul unei societăți care îmbătrânește. Asta e media de vârstă în România. Nu durata media vieții, ci media de vârstă, adică media între nou-născuți și pensionari a crescut foarte mult. Am trecut de 40 de ani, deci vârsta medie în România e trecută de 40 de ani. În aceste condiții vă dați seama că o bună parte, cum bine ați arătat, 50% dintre acei respondenți își regretă mai curând propria tinerețe. E impropriu spus că regretă comunismul, să ne înțelegem, nici o țară din lume n-a ajuns la comunism, nici măcar Coreea de Nord astăzi nu are pretenția că e în comunism, noi eram pe drumul spre comunism și poate că unii au nostalgia acestui drum pentru că nostalgia vinde. Deci la un capăt este îmbătrânirea societății și regretul față de tinerețea de altă dată, față de egalitatea în acea tinerețe și, pe de altă parte, trebuie să o recunoaștem, este eșecul învățământului de astăzi pentru cei mai tineri care, mai direct spus, o bună parte dintre ei habar n-au cum trăiau bunicii, nu li se mai spune nici în familie, nici la școală și învață-te pe TikTok. Dar vă propun să facem exact asta, domnule Cioroianu, și să facem, dacă putem, foarte pe scurt, o comparație între societatea modernă și cea de dinainte de 89. Păi e, cum să spun, e simplu și în același timp foarte complicat, pentru că e ca și cum ai descrie o girafă unui om care, din păcate, nu poate să vadă. Cum poți să explici în câteva secunde, în câteva minute unui tânăr care are astăzi 25 de ani, ce poți să-i spui dacă el n-a aflat din familie nimic, dacă n-a deschis nicio carte, dacă, mă rog, au o oră de istorie la școală, ce să facă un profesor într-o oră pe săptămână, vă întreb. Și cred că este și generația care n-a mai apucat să trăiască cu bunicii. Structura familiilor noastre s-a schimbat. Eu fac parte dintr-o generație care am trăit în casă cu bunicii. Aflam povești de pe vremea regilor de la bunici, nu din școală. Dar gândiți-vă că foarte puțin mai sunt tinerii de astăzi care au crescut cu bunicii. Cum spuneam, structura familială s-a schimbat și de aici această incapacitate a unora de a-și imagina cum a fost atunci. Ce află era că era mai multă egalitate, unii cred că era mai multă dreptate, făceam cu toții aceleași concedii. Astăzi când vezi că tu ești, n-ai bani nici să te duci la băile Olănești și alții îți trimit fotografii din insule exotice, ai un sentiment de jenă. Deja românii se duc în Grecia, dar Grecia nu mai este... Grecia e pentru tot omul, pentru românul obișnuit. Dacă acum 35 de ani ai fi spus că va veni o vreme în care românii se vor duce în Grecia ca la ei acasă, te-ar fi luat lumea în râs. Atunci nu puteai ieși nici în Bulgaria. Genul ăsta de lucru trebuie spuse tinerilor foarte direct, dar cum vă ziceam, din păcate nici familia nu mai e ce structura, cum să spun, piramidală de altă dată, de la bunici la nepoți, școala o oră de istorie pe săptămână și media prezintă în rest tot felul de nostalgii, unele mai deștepte, unele mai stupide și mulți dintre oameni cad pradă, mai ales tinerii cad pradă, iar vârstnicii își regretă tinerețea. Dumneavoastră, domnule Cioroianu, la Revoluție vă încadrați exact în acea categorie de vârstă. Da, începusem facultatea. În ultimul an al lui Ceaușescu am prins în facultate, deci eram student. Am amintiri destul de clare despre vechiul regim. Gândiți-vă că mi-am făcut liceul în vechiul regim. Și, ca să spun așa pe înțelesul tuturor, de câte ori mergeam spre Turnul Severin ca să ne luăm blugi sau țigări părinții, noi blugi, gumă de mestecat, de câte ori mergeam spre Turnul Severin, mă uitam spre Dunăre și îmi imaginam cum aș putea trece Dunărea în Iugoslavia.
Asta era, nu mai spun că acasă la Craiova ne uitam numai pe televiziunea iugoslavă, că la televiziunea română n-aveai ce vedea. Sau dacă deschideai, îl vedeai 2 ore pe Ceaușescu și foarte puține desene animate. În rest, era o lume schizoidă pe care, repet, practic, tinerii nu și-o pot imagina. Nu, ei raportează totuși la ceea ce trăiesc ei. Li se pare că libertatea e garantată și e dintotdeauna și pică din cer și nu-și imaginează că a fost o vreme în care priveai cu jind așa spre Dunăre sau spre pachetele de gumă din actuala Serbie, fosta Iugoslavie. Nu mai vorbesc de blugii care costau enorm. Adică dacă pui prețul pachetului de țigări Kent de atunci sau prețul unei perechi de blugi, vedea că de fapt erau extrem, extrem de scumpe în comparație cu aceleași produse de astăzi. Nu mai vorbim de mâncare, nu mai vorbim de dacă aveai șansa să prinzi un Pepsi Cola, trebuia să fii pe litoral sau la munte undeva, că nu te duceai să o iei oricând de la alimentară. Și, evident, libertatea contează pentru cei care au pierdut-o sau care știu cum e să n-o ai. Cei care s-au născut în libertate, li se pare că e de la sine înțeles, e ca aerul. Valoarea aerului o descoperi doar în momentul în care nu mai poți să respiri. Acești tineri, din fericire, n-au trecut printr-o privare de libertate, că dintr-o dată și-ar da seama și-ar începe să regrete exact vremurile de astăzi pe care le trăiesc. Și poate ar trebui să fie, de fapt, o oportunitate să reflectăm puțin asupra avantajelor și privilegiilor pe care le avem astăzi. Vă mulțumim foarte mult!